În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Iubite, din ce una dintre cele mai mari provocări pe care ne-o trimite astăzi Sfânta Evanghelie este aceea că, pentru mine personal, de ani de zile mă rog în această duminică a patra după pogorârea Duhului Sfânt, alături de sutașul căruia îi era milă de slujitorul său. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune că într-una din zile a venit la Iisus un sutaș care l-a rugat zicând: Învățătorule, slujitorul meu este foarte bolnav și zace, ajută-ne! Și Mântuitorul, după ce a aflat și argumentația cu care a venit sutașul, adică a spus: Doamne, și eu sunt om sub stăpânirea altora, dar am și oameni care mă ascultă și zic unuia du-te și se duce, altuia vine și vine și slujitorul meu face asta și face. Spune numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Și atunci Mântuitorul a spus: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și vă spun vouă că de la răsărit și de la apusuri vor veni și vor ședea în împărăția lui Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi dați afară, acolo unde este scrâșnirea dinților. Iar sutașului i-a spus: mergi și fie ție după cuvântul tău. Mergi, soro, și ne vedem după ce copilul ne lasă să ascultăm ceea ce vreau să spun. Este una dintre cele mai mari provocări. Vedeți că deja a început provocarea. Provocarea este mare pentru că, de multe ori, noi credem că trebuie să facem ascultare totală față de Dumnezeu și iată că astăzi avem un om care, la prima vedere, nu face ascultare. Și anume atunci când Mântuitorul spune: du-te și voi veni să-l vindec. Și el spune: nu, Doamne, eu sunt om sub stăpânirea altora și am om sub mine care face ce zic eu. Spune numai cu cuvântul. Atunci provocarea constă în faptul că trebuie să ne punem o întrebare. Unde este Dumnezeu? Acolo unde îl căutăm sau acolo unde îl așteptăm? Aici este diferența între a asculta și a nu asculta cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun toate acestea pentru că și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și am om sub mine, căruia îi spun vino și vine, căruia îi spun face asta și face, căruia îi spun du-te și se duce. Și eu, de 10 ani de zile, mă duc la Eforie Nord, la hramul bisericii de acolo, ca să slujesc. De ce? Ca să mă întâlnesc cu mine însumi, să-mi slujesc după cărțile de acum 32 de ani, care sunt pe Sfânta Masă. Dar acum am primit o ascultare, să fac slujba aici. Și o voi face. Să vă spun și de ce. Pentru că Dumnezeu este acolo unde îl cauți, nu acolo unde îl aștepți. Poate că am așteptat ziua de mâine, cum o voiam aștepta până mâine, dacă îmi va rândui Dumnezeu, să vină Dumnezeu unde vreau eu și unde spun unuia să se ducă și să mă aștepte acolo, unde îi spun altuia să vină și vine după mine. Și iată că astăzi mă învață sutașul cum trebuie să fac și eu ascultare, căci nu am oameni numai sub mine să le spun unde să se ducă, ci am oameni și deasupra mea care îmi spun ce să fac. Iubiți credincioși, m-a frământat foarte mult această întrebare, pentru că, după cum știți, am fost plecat în ultimile 10 zile dintre dumneavoastră și am fost în locuri în care Dumnezeu, după părerea mea, era la fel de prezent cum este și aici. M-am închinat, fraților, în fața multor moschei. Acum, cei care ați mai fost pe la frații noștri
otomani de la înalta poartă, chiar la înalta poartă, la Constantinopolul, Bizanțului și Istanbulul, care acum iertat în fie intervenția, știți de ce se scrie Istanbul, ci nu se scrie cum se scrie în românește, înaintea lui B și B se pune întotdeauna M și aici se pune N. Pentru că sultanul când a cucerit Istanbulul n-a putut să se pronunțe că a cucerit cetatea până când a intrat cu calul în catedrala Sfânta Sofia și a spus Istanpoleon, sunt în cetate, Istanpoleon. Istanpoleon a zis Istanbul. De atunci să țineți minte să nu cumva să scrieți Istanbul, pentru că n-are cu ce să semene la origine. Așadar am fost și eu în cetate, chiar în cetate, în Sfânta Sofia, unde am văzut că dacă i s-a retras titulatura de moschee, nu mai este numită bazilică, ci este numit muzeu. Și am vrut și eu să văd cum este acest muzeu. Pentru ei, pentru mine era încărcătura cea mai mare. Îl vedeam și acum pe Justinian, care în 627, marele împărat, a purces la a face așa o catedrală despre care istoricii spuneau că având o cupolă de 50 de metri în diametru, este vorba de prima catedrală care a căzut la primul cutremur, părea că această cupolă este ținută de cer, susținută de niște fire nevăzute de aur. Această cupolă, bineînțeles că n-a rezistat primului cutremur și a căzut. Dar tot Justinian, pentru că a domnit până la 669, nu a lăsat-o așa, ci a refăcut-o și astăzi arată așa cum arată. Am văzut acolo pe frații noștri musulmani care au intrat cu calul în această cetate, că după ce au intrat cu calul și veți spune, da bine, dar n-a avut niciun respect, bine, nu știu ce respect va fi avut sau nu va fi avut, dar din acel moment toate moscheile lor sunt a iduma Catedralei Sfânta Sofia. Au mai pus ei câte un minaret, două, trei, acum se ceartă că de ce au pus 6 minarete la moscheea albastră, pentru că așa ceva nu trebuia să fie decât la Mecca. Au spus ei că a fost o înțelegere greșită, pentru că această cifră 6, de fapt, în arabă înseamnă aur și cel care le-a construit trebuia să le facă din aur, nu să facă 6, să facă 4 din aur și l-a făcut 6, nu din aur, le-au aurit după aia. Mă rog, sunt lucruri care frământă pe cercetători, să dea niște explicații, să nu se certe diplomatic vorbind cu cei de la Mecca, pentru că au deja o altă concurență. Și atunci au spus, bine, atunci pe cheltuiala noastră, la Mecca facem 7, ca să fie, într-adevăr, mai mult decât acestea 6. E adevărat că le-a ajutat Bunul Dumnezeu, că n-au decât 5, acolo că le-a căzut una și tot o repară de vreo 20 de ani. O să o repare până la urmă și cred că trebuie, după ce o repară, să facă 8 la Mecca, să se echivaleze puțin importanța, probabil. Dar important este că în fața Catedralei Sfânta Sofia, care este muzeu de către frații noștri, vedem 4 minarete, dar fiecare făcut de către alt pașă sau alt sultan și nu seamănă unul cu altul. Noi am crezut că în construcție toate trebuie să fie simetric așezate, nu neapărat ca distanță, ci ca stil. Nu e vorba nici de stil, fiecare și-a făcut câte un minaret acolo. Ce vreau să vă spun? Că m-am închinat în fața fiecărei moschei pe lângă care am trecut și vă întrebam dacă sunteți dintre cei care știți Istanbulul, vă dați seama că nu prea am putut să țin mâna jos, că sunt moschee după moschee. N-am putut să le număr pe toate, bine, m-am închinat numai în fața câte unei moschei, că dacă era să mă închin de câte 4 ori la fiecare minaret sau 6, cum e la moscheea albastră, vă imaginați că veneam deja cu ceva febră musculară. Dar vreau să vă spun că m-am închinat cu adevărat în fața fiecărei moschei, pentru că eu cred că Dumnezeu este acolo unde îl cauți. N-am intrat în nicio moschee ca în muzeu. Am intrat ca în lăcașul lui Dumnezeu. Nu fac niciun sacrilegiu și vă spun cu siguranță că o rugăciune înălțată acolo cred că este primită de Dumnezeu. Pentru că am ajuns la concluzia că Dumnezeu este acolo unde îl cauți, nu acolo unde îl aștepți tu.
Pentru că așteptând într-un anumit loc pe Dumnezeu, cu siguranță că răbdarea ne va fi pusă la încercare. Și dacă nu suntem atenți, știți că două persoane nu se pot întâlni din două motive. Ori unul întârzie, ori celălalt nu știe să aștepte. Dacă se întâmplă așa, vă imaginați că am ratat întâlnirea cu Dumnezeu. Dar dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu este acolo. Așa cum sutașul ne spune astăzi, chiar încălcând cuvântul celui care putea și era singurul care putea să îi vindece slujitorul bolnav, ne învață că trebuie să avem îndrăzneală și să îi cerem lui Dumnezeu lucruri pe care noi trebuie să le și simțim. Și omul acela se simțea nevrednic să intre Dumnezeu însuși sub acoperișul casei. Și a spus, spune numai cu cuvântul. Adică eu nu sunt în stare să te aștept pur și simplu acasă la mine. Că asta trebuia să facă. Du-te acasă că vin eu. Și a spus, nu mă duc eu acasă. Pentru că dacă se ducea acasă, însemna că el avea să-l aștepte pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu trebuie să fie așteptat, Dumnezeu trebuie să fie căutat. Pentru că dacă stătea în casă Zaheu, când a trecut Iisus în Ierihon, nu se mai întâlnea cu Dumnezeu niciodată. Dacă stătea în casă, Iair putea să plângă pe fetița lui de 12 ani până acum și nu mai dădea Dumnezeu de el. Al căuta pe Dumnezeu, asta înseamnă să faci ascultare. Și de aceea, așa cum spuneam, îl vom căuta pe Dumnezeu întotdeauna la slujbă. Îl vom căuta pe Dumnezeu în biserică, îl vom căuta pe Dumnezeu în casa noastră. Și să vă spun și de ce. Pentru că cea mai mare poruncă din lege atunci când este întrebat Mântuitorul care este, ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică pe Dumnezeu trebuie să-L iubim prin căutare, nu prin așteptare. Nu așa cu mâinile la cer și să spunem, gata, acum trebuie să vină Dumnezeu. Eu îl aștept aici. Doamne, ai grijă. Ai trecut deja de două săptămâni de când n-ai ajuns, eu mai aștept nu știu cât. N-am făcut nimic. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu ca pe aproapele nostru, care are ca metru etalon în iubire pe noi înșine. De aceea vedeți că între a-L înțelege pe Dumnezeu, a ne întâlni cu Dumnezeu, trebuie să intervină neapărat starea noastră de jertfă. Nu este o stare de jertfă stând cu ochii la cer. Starea de jertfă este căutarea cu insistență a lui Dumnezeu. Vă dau numai un exemplu. Să ne gândim la cele șapte evanghelii de la Sfântul Maslu. Îl vedeți pe Dumnezeu vreodată stând? Să vă fac așa o scurtă prezentare a celor șapte evanghelii. În primul rând îl vedem pe Mântuitorul că atunci când îl întreabă un învățător de lege, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața de veci, imediat ne trimite la un drum. Zice, un om care venea de la Ierusalim, la Ierihon, a căzut de tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat, l-au lăsat rănindu-l și lăsându-l abia viu. Și un preot care mergea pe calea aceea a venit și văzându-l atât pe alături, la fel și un levit, dar un samarinean care era călător, și Mântuitorul este samarineanul milostiv, l-a văzut și s-a făcut milă de el. Bun, mergem mai departe. Înseamnă că Mântuitorul ne prezintă aici o stare dinamică, să spunem așa. O mișcare. N-a așteptat Mântuitorul să spună, vrei viața de veci? Vino încoace să stăm împreună, să privim cerul. Nu. A zis, uite cum se face. Să merge, să caută, să insistă. Găsești bolnavul, ajută-l și vei avea viață de veci. Ce mergi și fă și tu asemenea. A doua evanghelie ne spune despre Zaheu, care era mai mare peste vameș și aflând că trece Iisus pe acolo, a luat-o înainte, deci a început să meargă. S-a suit într-un dud ca să-l vadă căci pe acolo avea să treacă. Și când Mântuitorul a ajuns acolo, a zis Zaheu, grăbește și te joci că astăzi în casa ta se cade să rămân. Iată că Mântuitorul iar mergea. N-a întâlnit Mântuitorul pe Zaheu stând, nici Mântuitorul, dar nici Zaheu.
Erau în mișcare amândoi. Noi cu Dumnezeu trebuie să fim în mișcare mereu. Dumnezeu se mișcă mereu, numai noi suntem mai puturoși. În a treilea rând, spune Sfântul Evanghelist Matei că Mântuitorul a chemat la sine pe cei 12 ucenici și le-a zis: mergeți și propovăduiți. În căile păgânilor să nu vă îndreptați. Iată că iar ne trimite Mântuitorul la un drum. Adică, fraților, nu stați degeaba. Propovăduiți Evanghelia la toată făptura. În dar ați luat, în dar să dați. Deci iar trebuie să luăm exemplul. Apoi îl vedem în a patra Evanghelie pe Mântuitorul în casa lui Petru. Cum a venit în casa lui Petru? N-a venit teleportat, deci s-a dus până la casa lui Petru. Și a văzut pe soacra acestuia zăcând și a prins de friguri. S-a atins de mâna ei și frigurile au lăsat-o și s-a sculat și slujea lui. Iată Mântuitorul iar mergând. Mai mult, în aceeași Evanghelie, atunci când spune un slujitor: vreau să merg după tine, zice, vulpii au vizuit și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. E clar că Mântuitorul este prezentat într-o călătorie. Și mai mult, încheie Sfânta Evanghelie spunând, unul dintre ucenici au zis: Doamne, dă-mi voie să îngrope tatăl meu. Și Mântuitorul a zis: lasă morții să-și îngroape pe morților. Și intrând în corabie, ucenicii săi au mers după dânsul. Iată, iar o cale. Deci Mântuitorul iar merge mai departe. Apoi, în a cincea Evanghelie, ni se prezintă pilda celor 10 fecioare, care, luându-și candelele lor, deci n-au stat undeva, să spunem cam cum ar fi acum la noi, faci comandă pe net și vine candela fără ulei. Acolo scrie candelă, dar dacă nu ești atent, dacă ceri, de exemplu, un aparat de fotografiat, vine camera obscură, că trebuie să cumperi tu separat obiectivul, tu separat bateriile, tu separat tot. E, aici, deci, femeile alea n-au avut această atitudine pe care o avem noi de multe ori. Ia să căutăm noi aici, ia să vedem. Am găsit. Clic! Și vine la poartă. Nu. Ele s-au dus și și-au luat candele. Decât că unele n-au luat și un de lemn. Vedeți ce înseamnă? Ori n-au alergat și până la cel care dădea un de lemn, că aici e o problemă. Pentru că atunci când a zis gata, vine mirele, ele, cu cât mai avea așa candela, doar ce au cumpărat-o, se consumase. Și a zis, dați-ne și nouă. Nu, mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Vă să zic că și atunci când faci o cumpărătură, trebuie să fii foarte atent dacă o faci complet. E clar că mai erau de făcut câțiva pași, pentru că diferența între cele 5 înțelepte și cele 5 neînțelepte sau nebune era că cele înțelepte s-au dus și a și candele, dar și ulei. Cele nebune au zis, nouă ne ajunge, avem candele. Să vedeți acum un fotograf profesionist să zice, băi, mie nu mă interesează, eu am făcut comandă și mi-a venit aparatul de fotografiat. Bă, mâine ai eveniment, cu ce fotografiez? Am acolo, vine, mâine vine și folosim. Și când vine fără obiective, vă imaginați și poate să se întâmple. Cam un fel de candele fără un de lemn. Bine, acum să-mi iertați comparația această măruntă. Dar am vrut să vă trezesc puțin așa, cu atitudinea noastră de a aștepta curieratul să vină să ne aducă marfa. Nu e așa. Dumnezeu nu asta ne recomandă. Ne recomandă să-L căutăm, nu să-L așteptăm. Asta zic că mergem mai departe, după ce încheiem cu această nebunie a celor neînțelepte și ne pomenim la a șasea Evanghelie, unde ni se prezintă pe Mântuitorul în părțile Tirului și al Sidonului. La fel, nu s-a teleportat până acolo, deci a mers. A mers în părțile Tirului și al Sidonului ca să ne aducă nouă aminte că de acolo luase Solomon lemnul cel tare, cedrii Libanului, ca să facă templul. Și în acel loc în care era o tărie a lemnului, era și o tărie de caracter. Și se întâlnește cu o femeie care a zis, Doamne, fie-ți milă de fiica mea. Și l-a zis, eu nu sunt trimis decât numai către oile cerpetele casei lui Israel. Și atunci ea venind după ei, deci tot în mers, n-a stat acolo femeia și a spus, gata, eu i-am spus, mă duc acasă și l-aștept. Nu, a mers după el până când, la fel, Mântuitorul, mergând înainte, chiar admonestat de către ucenici, slobozește-o, că strigă în urma noastră, că la un moment dat ne strigă și imaginea până la urmă, zice, nu sunt trimis pentru ei. Merg mai departe. Și atunci ea n-a stat degeaba și a mers și l-a întâlnit pe Dumnezeu.
și a spus, miluiește-mă, fiica mea este rău, chinuită de un diavol. Și a spus, nu sunt trimis, zice, nu este bine să iei pâinea fiilor sau rugi câinilor. Și a spus, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânului lor. Și atunci Mântuitorul i-a răspuns, cum bine știți, o femeie mare este credința ta, fie ție, după cum voiești. Și iată că în această plimbare, în acest mers, în această stăruință de a-L găsi pe Dumnezeu, femeia a găsit și vindecare pentru fapta ei. A șaptea Evanghelie de la Sfântul, de la Maslu, îl prezintă pe Mântuitorul trecând pe la vamă. Acum, trecerea pe la vamă înseamnă că deja era în călătorie. Deci pregătim pașapoartă. Trecea pe la vamă și a văzut pe unul pe care îl chema Matei, care își stătea la vamă și a zis, vino după mine. Și a venit după el. Asta înseamnă că toată viața noastră trebuie să ne intre bine în cap un lucru. Dumnezeu este acolo unde îl căutăm noi. Dacă vom sta așa, cum zice românul, pică pară mălăiață, vă imaginați că n-am făcut nimic. Trebuie să fim oameni de acțiune, dar și oameni de ascultare. Pentru că una este să te duci după Dumnezeu așa, după cum ți se pare ție că bate vântul, pe pustii, cum zice românul, și alta este să te duci după Dumnezeu acolo unde spune duhovnicul sau acolo unde spune cel sub stăpânirea căruia te afli. Să știți că nu există niciun om care să n-aibă deasupra lui pe cineva și de subtul lui pe altcineva. Cel mai mare sărăntoc, cu siguranță că va avea un sărăntoc puțin mai mare decât el. Decât că el îl consideră pe ăla mai bogat, pentru că se uită probabil la pantofii lui, dar nu se uită și la haina lui. Celălalt se uită la haina celuilalt și nu la pantofi. Și așa că oricum avem pe cineva mai sărac decât noi. Dar cu cei mari cum se întâmplă? Nu există om care să nu aibă alt om deasupra. Și o să spuneți, dacă urcăm așa, om, până unde ajungem? Până la Dumnezeu. Că dacă mergem să ne uităm în sus, după ce terminăm cu toți șefii, îl vedem că ultimul șef are și el un șef, pe Dumnezeu. Se spune foarte frumos că Dumnezeu, în măreția Lui, în atotputernicia Lui, se spune că totuși are o teamă de ceva. Și mulți s-au gândit să dea acest răspuns. Cum adică Dumnezeu să aibă teamă? Zice, da, are teama de a nu se teme de nimic. Dumnezeu care nu se teme de nimic, să știți, că este cel de deasupra ultimului om care se crede că nu este sub stăpânire. De aceea, iubiți credincioși, mergând pe casele noastre, aș vrea ca astăzi să ne intre bine în cap că Dumnezeu este exact acolo unde îl căutăm noi, dacă îl căutăm după ascultare, dacă mergem după el, nu dacă îl așteptăm. Pentru că așteptarea n-a rodit decât lenevire. La un moment dat este o așteptare activă, eventual suntem pregătiți, dar după care, dacă întârzie puțin cel așteptat, din binecuvântate pricini neapărat, cu siguranță că începem să ne obișnuim cu a aștepta și nu mai avem reacția aceea bună și frumoasă care ar trebui să ne țină treji. De aceea, iubiți credincioși, să luăm aminte la ceea ce a făcut astăzi sutașul. În primul rând, ne-a trezit pe noi dintr-o așteptare a lui Dumnezeu și ne-a trimis la acțiune, ne-a trimis să mergem, ne-a trimis să căutăm, ne-a trimis să iscodim, ne-a trimis să dăm de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pretutindeni, dar noi trebuie să dăm de El. Nu ne-a zis să așteptăm, pentru că așteptarea rodește, așa cum am spus, lene. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L căutăm pe Dumnezeu acolo unde trebuie și cu siguranță că acolo unde îl căutăm, îl vom și găsi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.